o să vă vorbesc despre atitudine. Și vreau să vedem mai întâi la ce vă gândiți când auziți cuvântul atitudine. Ce vă vine în minte? Deschidere. Okay. Altcineva? Ce te gândești energie? La ce te gândești energie? Eu mă gândesc la comportament. Și tot auzim despre acele atitudini pozitive. E bine să ai o atitudine pozitivă. Și eu cred că este adevărat, dar câteodată nu este așa simplu. Pentru că eu zic, ok, am o atitudine foarte bună față de lume în ziua de azi. Dar când se întâmplă ceva, dacă se întâmplă ceva foarte rău în viața mea, va este la fel de ușor să mai am acea atitudine. Și atunci eu când spun atitudini, mă gândesc în primul rând la cum ne comportăm atunci când se întâmplă ceva care nu este așa plăcut sau când o persoană foarte apropiată, să zicem, nu este de acord cu noi și poate o avem un conflict care poate să ne deranjeze foarte mult. Și, în primul rând, o să vă spun un pic din experiența mea. Acum mai mulți ani aveam o atitudine foarte negativă față de viață, în primul rând. Și asta înseamnă că vedeam lucrurile în așa fel. Mă gândeam că m-am născut în țara nepotrivită, că dacă aș fi avut mai mulți bani, poate aș fi realizat altceva, că dacă aș fi avut mai multe șanse, nu știu dacă aș fi fost dat de mic la nu știu ce sport. Și mă gândeam exact la lucrurile pe care nu le pot controla. Asta e atitudinea mea. Și nici măcar nu îmi dădeam seama că este așa de dăunătoare pentru mine. Și eram foarte convins. Și nu știu dacă ați văzut cumva, atunci când încercați să le spuneți anumitor oameni că stai puțin că lucrurile nu sunt chiar așa, sau poate există și altceva, aceștia o să apere foarte, foarte puternic o să-și apere atitudinile sau principiile. Pentru că asta sunt ei în acel moment. Și eu aveam o mare rezistență la schimbare. Am început să citesc anumite cărți despre dezvoltarea personală. Și acolo erau cu totul alte lucruri. Acolo spunea ceva de genul că poți să-ți alegi atitudinile, că poți să-ți controlezi viața. Și azi nu se poate. Nu e adevărat. Eu știu că nu se poate. Uite, am niște rezultate negative. Am dovada. Cum se poate să scrie așa ceva în cărțile respective. Dar, din fericire, tot citind, pentru că eram foarte curios, am început să îmi îndoială acele atitudini ale mele. Bă, dar dacă nu e așa? Și cred că asta a fost prima atitudine a mea care m-a ajutat foarte mult. Îndoială. Îndoială față de lucrurile pe care știam eu că așa sunt. Nu există altceva. Și cel mai mult din ce am citit mi-a plăcut ce spune Tony Robbins. Este un speaker și un big performance coach. El spune că suntem influențați în viață de trei factori foarte importanți. Primul este lucrurile asupra cărora decidem să ne concentrăm zi de zi. Cum ne-a spus și Steliana, apropo de legea atracției. Al doilea lucru ar fi ce înseamnă lucrurile pentru noi. Ce înseamnă absolut orice eveniment din viața noastră, ce înseamnă, nu știu, criza, ce înseamnă ce ne-a spus partenerul sau partenera, ce alegem noi să credem despre aceste lucruri. Și al treilea, ce decidem să facem, ce o să facem în legătură cu aceste lucruri. Și atunci când am început să înțeleg aceste lucruri, am început cumva să caut și alți oameni care gândeau în acest fel. Și asta m-a ajutat foarte mult. Contează foarte mult mediul. De exemplu, aici suntem într-un mediu foarte deschis și vorbim în public și vorbim despre pasiunile noastre. Avem o atitudine deschisă și o atitudine foarte pozitivă. Și poate vrem să învățăm ceva. Asta s-ar putea să ne ajute foarte mult. Și îmi amintesc că mai de mult, atunci când aveam o atitudine foarte negativă, un prieten m-a întrebat: păi, Dragoș, uite, am auzit că fetelor le place un bărbat cu atitudine.
Și, bă, nu știu ce înseamnă atitudinea asta, zici și mie. Că nu pot să înțeleg, vreau să am și o atitudine asta. Și eu am zis, băi, nu ți-ai găsit omul potrivit. Eu nu știu ce înseamnă atitudine și nu pot să aplic acea... Nu pot să găsesc o atitudine bună pentru viața mea în niciun domeniu. Și de aceea m-am gândit că uneori este bine să aflăm și ce cred alții despre atitudine. Și în acel moment mă gândeam, mi-ar plăcea să-mi spună cineva atitudinea lui. Foarte la obiect. Deci asta, asta, asta. Și exact asta am găsit, niște atitudini foarte interesante, într-o carte a lui Nick Vujicic. Nu știu cine a auzit de el, este acel... Cine a auzit să scrie Vujicic? Mă rog, pronunția este mai grea. Este un tip care s-a născut fără brațe și fără picioare. Are decât așa, un mic picior cu două degete. Și acum este speaker motivațional, călătorește și ține speech-uri în toată lumea și face și acte de caritate cu ocazia asta, pentru că el acum câștigă foarte mult din asta. Și motivează lumea exact prin handicapul lui. Și cele patru atitudini pe care le propune el sunt. Prima este o atitudine de recunoștință. Este foarte ușor să uităm ce lucruri bune avem în viața noastră. Pentru că întotdeauna ne plânge, știm mereu exact ce este rău, dar, totuși, cât de des ne gândim la ce este bun în viața noastră. Și când spun asta, mă refer mai ales la lucrurile la care nu ne gândim așa imediat. De exemplu, ieri și azi a fost soare. Eu am apreciat foarte mult lucrul ăsta pentru că toată săptămâna a plouat. Dar asta e un lucru ușor de apreciat. Sau dacă aș fi promovat acum, ar fi ușor să apreciez o săptămână, două. Dar după aia aș uita. Și de aceea vreau să vă întreb pe voi, dacă dorește cineva să ne spună un lucru pentru care este recunoscător acum în viața lui sau viața ei, la care nu s-a venit până acum. Da, Alian. Ai un spațiu în jurul tău, ești liniștit,
Te deranjează cineva, nu-l bagi în seamă că dacă se întâmplă ceva în mașină, l-ai dat în judecată și ok. În schimb, eu când am ajuns în mediul ăsta în care sunt o grămadă de oameni și care fac fiecare dintre ei, vorba celor de la Mob Expert în reclamă, suntem toți din fericire, eu asta am văzut primul lucru. Impactul a fost mare, pentru că eu de vreo 2 ani transport un comun și cu mine era fiecare pe drumul lui. Și a fost o curiozitate foarte mare. Să ajung să-i spun recunoscutor acest responsabil. Eu am descoperit că sunt foarte recunoscător, pentru că pot să merg și pentru că pot să gesticulez și să-mi folosesc mâinile. Asta după ce l-am văzut pe acel om mic, Vujicic. Pentru că nu mă gândisem înainte. Pur și simplu, nu mi-a trecut prin cap să fiu recunoscător pentru lucrurile astea care sunt date. Nu? A doua atitudine pe care o propune el și despre care să discut, este o atitudine de acțiune. Ce înseamnă? Toți știm să ne plângem și să criticăm. Ok, este foarte bine. Uitați-vă la televizor și la cei mai buni ziariști. Ei sunt experți în a critica lucrurile rele din România, spre exemplu. Ok, este foarte bine. Dar mai departe, domnule. Propuneți o acțiune. Sunt unii care propun. Dar dacă doar criticăm și nu acționăm, vedem numai partea negativă și nu cred că ne ajută. Și ca să vă dau un exemplu tot pe Nic, ce a înțeles el prin faptul că s-a născut fără brații și fără picioare, este că el trebuie să acționeze și să inspire lumea și să arate ce înseamnă să poți să nu ai limite, deși nu ai brațe și picioare. A treia atitudine este o atitudine de iertare. Și când spun iertare, mă refer mai ales la iertare de sine. Și pentru asta o să vă povestesc ceva ce am citit într-o revistă online, în jurnal de fericire, nu știu exact cine a scris povestea. Este vorba de un experiment făcut de un profesor la o facultate, care le-a spus studenților săi că au următoarea temă pentru o săptămână. Să iau o cutie din carton mare, să scrie numele pe ea, și de fiecare dată când cineva îi supără, în așa fel încât îi consideră că nu poate să treacă peste acel lucru, că nu poate să ierte, să pună de fiecare dată o piesă în cutie cu numele persoanei. Asta timp de o săptămână și cutia trebuia cărată și ținută peste tot. Acasă, la facultate, în bar, asta era tema. Și la început studenții au fost foarte veseli. A, super tare. Uite, tu m-ai supărat, tu nu mi-ai dat să copiez, am pus o piesică, au pus foarte multe piesici. Dar încet, încet, cutia a început să se umple. Și piesicile puse inițial, în primele zile, au început să se strice. Și cutia a început să devină grea și foarte greu de creat și a început să dezmembreze. Și nici nu puteau să o uită undeva pentru că scria numele lor și numele persoanelor celelalte. Și vreau să vă întreb pe voi, cred că e evident acum, care era lecția pe care vreau să o preda profesorul. Să iertăm pe ceilalți și să ne mai cărăm toată sentimentele negative. Atunci când nu iertăm, când ținem ceva în noi, de fapt ne îngreunăm pe noi înșine și dacă iertăm, nu facem o favoare celuilalt. În primul rând ne facem nouă favoare. A patra atitudine pe care o propune și care îmi place cel mai mult este o atitudine de empatie. Dar o atitudine de empatie aplicată. Empatia este capacitatea de a te pune în locul persoanei celălalte, de a simți ca cealaltă persoană. Și el spune așa, ce ar fi dacă, în loc să ne concentrăm așa mult pe noi înșine, pe problemele noastre, ce ar fi dacă am găsit niște oameni cu aceleași probleme sau probleme și mai mari și am încercat cumva să-i ajutăm sau să-i reconfortăm? Ce s-ar întâmpla cu problemele noastre în acest moment? Și el dă un exemplu extraordinar. Atunci când a fost la un speech în Cambodgia și după speech un copil a ținut neapărat să îl aștepte, să vorbească cu el. Și s-a uitat la acest copil care era foarte bolnav,
murdar, avea un ochi aproape scos din orbită și foarte subnutit. Era într-o stare foarte avansată de boală sau... Și acel copil a venit la el și l-a îmbrățișat. Și l-a îmbrățișat în așa fel ca și cum l-a reconfortat. Că nu are brațe și picioare. Și în acel moment Nic a fost șocat. Pentru că a zis, uite, copilul ăsta care nu are nimic și are toate problemele din lume, totuși stă să se gândească la mine și să simtă compasiune față de mine. Cum se poate așa ceva? Și eu cred că empatia este foarte bună atunci când o folosim în acest mod. Când încercăm să atingem pe cineva. Chiar dacă avem noi probleme. Întotdeauna vor fi oameni care au probleme de acel gen sau probleme mai mari. Acestea sunt cele patru atitudini pe care le propune Nic. Și o să vă mai spun încă o atitudine pe care am descoperit eu că putem să o folosim și că este foarte utilă. O atitudine de învățare permanentă. Și mi-am dat seama că putem să învățăm din orice. Putem să învățăm într-o discuție. Aici putem să învățăm foarte mult din speech-uri, dar și din feedback-uri. Și trebuie să fim capabili să credem că putem să învățăm de la oricine. Asta este cel mai important lucru, cred. Pentru că am auzit odată un feedback despre o prezentare, despre un seminar, în care acea persoană spunea că nu prea am învățat mai mult din acest seminar de 2 ore, pentru că, în general, nu cred că poți să înveți ceva de la un seminar de 2-3 ore. Și mi-am dat seama că acea persoană, nu știu, se aștepta să învețe doar din lucrurile foarte mari sau poate doar de la oamenii care ajuns undeva. Și eu pot să învăț de la oricine. Spre exemplu, după un speech, cineva mi-a spus că aveam pumnii creștați. Prima reacție a fost să zic, nu, cine ești tu să-mi spui asta? Sau în capul meu. Deci cumva m-a deranjat. Dar după aia am zis, ok, stai puțin. Dacă ai dreptate și dacă aș putea să învăț ceva din asta. Și mi-am dat seama că pot să învăț dintr-o simplă remarcă. Care m-a deranjat inițial. În concluzie, ca să recapitulăm. Putem să ne alegem, întotdeauna, atitudine. Putem să alegem o atitudine de iertare, o atitudine de conștiință, o atitudine de acțiune sau de învățare. Și puteți să veniți și voi cu atitudinea voastră și să alegeți, pur și simplu. Pentru că poți să cumperi acest lucru cu shopping-ul pentru haine. Mergem într-un magazin și vrem să ne alegem o haină. Sunt foarte multe haine. Și s-ar putea să fie un vânzător, un pic mai agresiv, mai persuasiv, care să ne spună, uite, trebuie neapărat să iei această haină cerușie. Este extraordinar. Și uite, toată lumea o poartă. Uite și la televizor, nu mai haină cerușie. Și s-ar putea să ne gândim că poate ne-ai rușine să refuzăm pe acel vânzător. Sau s-ar putea să ne gândim, mă, dacă nu vreau asta cerușie și ne-au haina albă sau haina colorată, ce o să zică prietenii? Ce o să zică părinții mei? Dar, în final, putem să refuzăm vânzătorul, putem să nu ne mai gândim la ce zic ceilalți și să alegem ce haină vrem noi. Vă mulțumesc! Ok, mulțumim, Dragoș. Thank you.